Fetița blondă, cu părul gârlionțat, avea aproape 5 ani. Se afla împreună cu mama ei, lângă casa de marcat a unui magazin din America, magazin ce vinda produse extrem, extrem de ieftine și dintr-o dată le-a văzut. Erau perlele pe care și le-a imaginat întotdeauna că le va purta cu multă, multă mândrie și bucurie. Erau într-un ambalaj foarte sclipitor și era absolut imposibil să le rateze. Și au început negocierile. Mami, îmi doresc tare mult colierul ăsta de perle, știi că o să vină ziua mea și ăsta e cadou perfect pe care ai putea să mi-l faci. Mama s-a uitat la fetiță, s-a uitat la perle, a luat ambalajul și a întors puțin produsul să vadă prețul. $1.95. Îngrijorată, dar fără să se dea de gol față de micuță, mama i-a spus: draga mea Jenny, știu că vine ziua ta de naștere și știu că tu ai niște bănuți pus deoparte și știu că o să mai faci rost de diferență și nu mai e mult, ai puțină răbdare și o să vezi că se va împlini visul tău. Și fetița așa a făcut, a așteptat, a făcut rost de bănuți pentru că a fost harnică și a făcut diferite servicii pentru vecinii ei și în sfârșit și-a văzut visul cu ochii. Perlele erau ale ei. Le purta peste tot. Când se ducea la grădiniță, când se juca, când venea acasă, chiar și dormea cu ele. Văzând fascinația fetiței pentru acest colier, tatăl ei a devenit foarte îngrijorat. Tatălui Jenny obișnuia să lucreze în camera lui, unde avea biroul, și seara, întotdeauna, își făcea timp să urce în camera fetei și să-i citească o poveste. Și de fiecare dată, conversația lor era identică. Draga mea, mă iubești? Prima dată fetița a fost șocată. Tati, te iubesc! Ce întrebare e asta? Atunci dăm colierul tău de perle. Nu pot. Pot să-ți dau păpușa mea preferată, pot să-ți dau păturica galbenă, pot să-ți dau pe princess, e poneiul meu preferat, dar nu pot să-ți dau colierul de perle. Și conversația asta se repeta zi după zi după zi. Până într-o seară, când, tot spunând tradiționala poveste, înainte de sărutul acela părintesc pe frunte de noapte bună, Jenny era foarte abătută și nu mai voia să vorbească absolut deloc. S-a așezat în fața patului, pe jos, era tăcută și nu i-a mai răspuns la nicio întrebare. Și nici n-a mai așteptat acea întrebare. Pur și simplu a făcut acest gest și cu mânuța ei mică i-a întins tatălui colierul fără să mai spună absolut niciun cuvânt. Tatăl cu lacrimi în ochi a întins la rândul său mâna, dar cu cealaltă mână a băgat mâna în buzunar și a scos un săculeț argintiu. Iar din săculețul acela i-a dăruit fetiței un colier de perle adevărate. A fost modul lui de a-i spune fetei că noi în viață merită să tindem după cele mai valoroase lucruri și să nu ne mulțumim niciodată cu ceva ce ar putea înlocui adevăratele valori. Nu știu câți dintre voi știți cum se formează o perlă. O perlă, aparent, ia naștere din multă suferință, pentru că la un moment dat, în stridie, pătrunde un obiect străin, aparent inofensiv, poate fi foarte, foarte mic, chiar și o simplă particulă de nisip.
Iar perla începe să producă multe straturi de sitef și după foarte mult timp ia naștere o valoroasă perlă. V-am spus această poveste pentru că de multe ori noi oamenii avem tendința să credem că suferința este un lucru rău și că nu ne poate transforma în ceva mai de valoare decât eram când am plecat înainte să trăim acea suferință. Mulți copii însă n-au avut părinții lui Jesse. Mulți părinți n-au avut șansa să fie încurajați să tindă către lucrurile cele mai de valoare. Ba dimpotrivă, deși erau talentați, deși păreau să se fi născut știindu-și misiunea, deși păreau a fi acei mici maestri care au venit aici cu un scop bine definit, păreau să fie tot timpul împiedicați să devină tot ce ar fi putut să fie. Unul dintre acești copii, spre exemplu, s-a născut în Marea Britanie și era sesuit și bâlbuit pe deasupra și a dorit întotdeauna să devină un mare orator, iar părinții lui au considerat că asta nu este ceva ce el ar trebui să facă. Și acest copil a devenit ulterior cel mai mare politician britanic al tuturor timpurilor, se numește Winston Churchill, și a fost încurajat doar de dedaca lui. Ea a fost singura care a crezut în visul lui. Un alt copil, care de mic a spus că vrea să fie scriitor, a fost internat de patru ori a fost internat într-o instituție pentru boli mentale, pentru copii, pentru că el a susținut mereu că este scriitor și vrea să fie lăsat să facă doar lucrul ăsta. Acel copil a reușit să devină scriitor. La vârsta de 39 de ani, după ce a făcut o călătorie spirituală, transformațională pentru el, scriitorul se numește Paulo Coelho și cred că îl cunoaștem cu toții. Și aș vrea să vă mai dau ultimul exemplu. Este al unui copil născut în Noua Zeelandă, căruia profesoara de educație fizică i-a spus că are probleme de coordonare și că el niciodată n-o să poată să facă parte dintr-o clasă normală. Numai că el n-a crezut lucrul ăsta, dimpotrivă, știa foarte bine că poate să fie mult mai mult de atât și, într-adevăr, a devenit primul om care a pus piciorul pe cel mai înalt munte al planetei, care este Everest, și vă vorbesc aici de Edmund Hillary. Am avut la educație fizică parte de aceeași profesor, numai că spre deosebire de acesta, eu i-am crezut și am crezut foarte mult timp și m-am agățat foarte mult timp de asta și mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama că depinde numai de mine să-l dau jos pentru a face loc unui lucru mult mai măreț. N-aveam absolut nicio legătură cu tot ce poate să însemne mișcare, dar absolut nicio legătură. Și din păcate, uneori, ca să ne amintim de ceea ce suntem, de multe ori ne aflăm în ipostaza de a pierde poate tot ce avem. Și mi-ar plăcea să spun că m-am apropiat de adevăratul meu sine dintr-o alegere personală venită în vremuri bune, dar n-a fost așa. A trebuit să pierd aproape tot ce aveam ca să încep să deschid ochii. A trebuit să-mi pierd slujba, să pierd toate economiile pe care le aveam și să pierd poate cea mai dragă ființă pentru fiecare persoană de pe lumea asta, pe mama mea, pe care am pierdut-o foarte, foarte fulgerător într-o lună de zile. Ea a plecat de aici din cauza cancerului și să știți că noi avem doar două alegeri atunci când ni se întâmplă lucruri dureroase. Fie să ne golim și să fim secătuiți de durere, fie să ne transformăm. Exact ca acea perlă de care vorbeam la început. Eu când eram mică aveam trei lucruri la care visam în mod deosebit. Unul dintre ele era să alerg un maraton, altul era să pot să zbor, aveam foarte de senzația asta, și despre al treilea nu prea am îndrăznit să zbor, pentru că mi se părea de-a dreptul obraznic.
era acela de a salva lumea. Dar eu cred că noi, în momentul în care conștientizăm puterea noastră interioară și în momentul în care asociem a schimba lumea cu ceea ce înseamnă lumea din jurul nostru, putem să schimbăm lumea. Am ales ca în loc de durere să ofer bucurie la rândul meu. Primele expediții montane pe care le-am făcut, primul vârf pe care am ajuns vreodată, nu fusesem absolut niciodată pe niciun vârf, a fost Mont Blanc. Eu nu plătesc aici pentru nebunie, pentru a face lucrurile neantrenat, pentru a nu avea obiceiuri sănătoase, dar plătesc mai degrabă pentru a privi în lumina lucrurilor absolut senzaționale pe care le putem obține și care putem deveni toți. Și cred că atâta timp cât avem curajul să credem că reușim ce ne propunem, lumea ne stă la picioare. În toate călătoriile mele am avut o cauză care s-a numit Asociația Pavel. Asta este steagul pe care l-am avut tot timpul cu mine. Este steagul copiilor bolnavi de cancer și vreau să vă spun doar un singur lucru. Când suntem dispuși să privim la lumina din noi, o să avem absoluta revelație că noi, de fiecare dată, pe tot parcursul vieții noastre, purtăm la gâtul nostru în mod inconștient, chiar dacă nu ne vine să credem, colierul de perle cel adevărat. Eliza Nițescu! Mulțumim frumos!